Astăzi, în cadrul ședinței de guvern, au fost prezentate și dezbătute în primă lectură două proiecte de lege pentru care guvernul urmează să-și angajeze răspunderea, respectiv proiectul de lege privind unele măsuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 în domeniul justiției și proiectul de lege privind abrogarea Ordonanței 51 în ceea ce privește măsurile care au incidență asupra transportului rutier intrajudețean. De asemenea, au fost făcute informări cu privire la proiectul de lege privind plafoanele bugetare, care urmează să fie prezentat în următoarea ședință de guvern și adoptat de asemenea în vederea angajării răspunderii guvernului. În ceea ce privește măsurile de amânare a aplicării unor prevederi în domeniul justiției, este bine cunoscut faptul că la 1 ianuarie 2020 urmează să intre în vigoare pensionarea anticipată a magistraților, lucru care ar afecta în mod grav funcționarea instanțelor de judecată. Coroborat cu această măsură, avem de asemenea necesitatea aplicării dispozițiilor legale privind formarea completurilor de judecată în instanțele de apel, respectiv de la completuri de 2 judecători la 3 judecători. Și această dispoziție, de asemenea, în momentul de față, are un impact major la nivelul funcționării instanțelor de judecată, reducând, practic, termenele de judecată și de soluționare a unor litigii aflate pe rolul instanțelor. Și, nu în ultimul rând, avem prevederea legată de modul de organizare și de desfășurare a examenelor de admitere în Institutul Național de Magistratură, care, de asemenea, întârzie intrarea în magistratură, dacă ar fi păstrate în vigoare, ar întârzia intrarea în magistratură a noilor judecători. Având în vedere aceste dispoziții care ar afecta în mod grav accesul la justiție al cetățenilor, guvernul a dezbătut astăzi în primă lectură și urmează să fie adoptat în ședința de guvern următoare proiectul de lege pentru prorogarea acestor termene, după cum urmează: pensionarea anticipată a magistraților în domeniul se amână de la 1 ianuarie 2020 la 1 ianuarie 2021, prevederile legate de formarea completurilor de judecată pentru instanțele de apel cu 3 judecători se amână de asemenea de la 1 ianuarie 2020 până la 1 ianuarie 2021 și în același termene se prorogă prevederile legate de organizarea și desfășurarea examenului de admitere la Institutul Național de Magistratură. Al doilea proiect de lege pentru care guvernul urmează să-și angajeze răspunderea este cel legat de modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, respectiv abrogarea prevederilor Ordonanței 51, care în acest moment a aruncat în aer transportul rutier de persoane, transportul intrajudețean, acesta fiind scos din zona serviciilor publice și considerat serviciu comercial în zonele unde rata de rentabilitate a acestui serviciu nu este asigurată. Evident, aceste zone au rămas fără un serviciu social important, mai ales pentru transportul școlar, și avem situații întâlnite în multe zone din țară în care în acest moment transportul școlar al elevilor nu poate fi organizat. Având în vedere numeroasele incidente survenite ca urmare a acestor prevederi și în condițiile în care elevii în acest moment care trebuie să efectueze deplasări intrajudețene pentru a merge la școală, expunându-se unor riscuri
sociale crescute și n-aș vrea să fac referire la tragedii recente survenite ca urmare a acestui fapt, se impune adoptarea acestui proiect de lege în regim de urgență prin angajarea răspunderii Guvernului, tocmai pentru a da posibilitatea consiliilor județene, autorităților locale, ca până la 31 decembrie 2020 să organizeze licitațiile pentru transportul școlar al elevilor, acesta fiind din nou considerat un serviciu public al autorităților locale din această categorie de servicii prestate de către autoritățile locale. Alte proiecte de acte normative dezbătute și adoptate în ședința de guvern din această seară. Avem două proiecte de hotărâre de guvern de la Ministerul Agriculturii pentru sprijinirea unor programe de dezvoltare agricolă, respectiv programul Tomata în spații protejate, care beneficiază de o alocare suplimentară de 12 milioane de euro, și de asemenea un proiect de hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin în sectorul zootehnic, acesta beneficiind de asemenea de o alocare de 109 milioane euro. Sunt bani deja incluși în bugetul Ministerului Agriculturii, care vor fi plătiți fermierilor și agricultorilor care participă la aceste programe. Un alt proiect de hotărâre de guvern a vizat suplimentarea bugetului pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata unor ajutoare sociale și ajutoarelor de încălzire. Bugetul a fost suplimentat cu 112 milioane lei, din care avem 67 milioane lei pentru asistență socială și de asemenea pentru ajutoare de încălzire 26 de milioane de lei. Este absolut regretabil că guvernarea precedentă, deși există o lege extrem de clară în această privință, în privința ajutorului pentru încălzire, această alocare bugetară nu a fost cuprinsă nici în legea bugetului de stat de la începutul anului 2019, nici la rectificarea din vară, și în acest moment, practic, un număr de aproximativ 123.000 de beneficiari riscă să rămână fără ajutor de încălzire în plină iarnă. Prin urmare, această suplimentare a fondurilor necesare pentru Ministerul Muncii va fi făcută din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului. Capitolul eliberări și numiri în funcții. Sunt patru județe care, începând de mâine, vor avea un nou prefect. Vorbim de Caraș-Severin, unde avem un nou prefect în persoana doamnei Albu Florența. La județul Ilfov este numit prefect domnul Zamfir Daniel. În cazul județului Mehedinț, domnul Pavel Cristinel, iar la Suceava, domnul Moldovan Gheorghe Alexandru, care urmează să fie instalați în funcție în zilele următoare. Cam acestea sunt informările legate de actele normative mai importante adoptate astăzi în ședința de guvern. Sigur, ordinea de zi a ședinței de guvern și actele normative vor fi publicate pe site-ul Guvernului, dacă sunt întrebări. Dacă ne puteți spune, și astăzi a studiat acel act?
La microfon, domnul Vulpe, e târziu, știu, suntem cu toții obosiți. Bun, înțeleg că astăzi s-a studiat, să spunem, și documentul elaborat de Ministerul Justiției pe secția specială. Care sunt, dacă știu care sunt recomandările domnului Predoiu, dacă s-a luat o decizie în cadrul ședinței de guvern astăzi legat de acest document, care va fi calea de urmat legat de secția specială? Au fost prezentate opțiunile legate de situația secției speciale pentru investigarea infracțiunilor magistraților. A fost, de fapt, un memorandum care a prezentat cadrul în care își desfășoară această activitate, această instituție. Sigur că nu s-a luat nicio decizie în acest moment. Urmează să ca guvernul să decidă calea de urmat. Dar aici aș vrea să reamintesc poziția exprimată de prim-ministrul României, domnul Ludovic Orban, în calitatea sa de și de președinte al Partidului Național Liberal, o poziție clară, consistentă, coerentă, aceea de a relua dezbaterea pe legile justiției, pe modificările la codul penal și codul de procedură penală, de a relua dezbaterea în cadrul parlamentar cu o consultare amplă a tuturor actorilor și asociațiilor profesionale interesate, ținând cont de recomandările organismelor internaționale, Comisia de la Veneția, Grupul Statelor Anticorupție Greco și recomandările Comisiei Europene. O precizare, vă rog, de ce spuneți că nu s-a luat nicio decizie? Era un memorandum în care Ministerul Justiției cerea clar să se spună care va fi poziția pe care guvernul o va adopta atât față de partenerii externi cât și față de cei naționali. Cum nu s-a luat? Nu s-a discutat? Nu s-a votat? S-a discutat, dar nu s-a materializat într-un act normativ. Nu s-a materializat într-un act normativ. S-a discutat acest memorandum. Și asta înseamnă, se cerea în memorandum și întocmirea unor proiecte care să meargă în Parlament. Când vom putea? Urmează să stabilim calendarul reluării acestor dezbateri pe proiectul respectiv. Deci nu aveți un proiect, nu aveți un calendar în acest Nu s-a materializat într-un act normativ. A fost un memorandum care a avut scopul de a prezenta opțiunile pe care guvernul le are la îndemână. Acest memorandum a fost prezentat, s-a luat act de el și urmează să venim cu soluțiile pentru... Da, repet, nu e nicio surpriză în această materie în ceea ce privește poziția actualului guvern. Ne dorim reluarea tuturor dezbaterilor, așa cum am spus, pe tot cadrul legislativ în ceea ce privește modificările aduse la legile justiției, codurile penale, în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția, Greco și Comisia Europeană. Comitetul Miniștrilor, am văzut că a publicat astăzi o declarație în care a criticat abrogarea recursului compensatoriu. A existat un comunicat și de la Ministerul Justiției, știm că ministrul a mers acolo și a explicat. Ce semnale ați mai primit? Ce mesaje? Și care este poziția guvernului? Pentru că v-au atras atenția că n-a fost totuși inspirată această decizie de abrogare a recursului compensatoriu. A fost un angajament luat de actualul guvern, înainte de investire, un angajament luat prin programul de guvernare votat în Parlament pentru investirea guvernului și ne menținem acest angajament. În acest moment sunt discuții la nivelul Ministerului Justiției cu oficialii CEDO pentru a găsi și a identifica o abordare în ceea ce privește riscurile de amendare, de sancțiune a României din partea CEDO, astfel încât acestea să fie diminuate. Noi considerăm că în acest moment viața și siguranța cetățenilor români a impus abrogarea în regim de urgență a acestei măsuri și că viața și siguranța cetățenilor este mai presus de orice alte considerente. Trebuie și în acest moment facem demersuri împreună cu oficialii CEDO pentru a evita aplicarea unor sancțiuni
cauzate de modul în care penitenciarele din România asigură condițiile de detenție pentru infractorii condamnați penal. Este un proces care se desfășoară și care noi credem că va avea un rezultat mult mai bun decât menținerea recursului compensatoriu în vigoare. Promitea Ministerul Justiției în acele dezbateri, potrivit comunicatului transmis, că m-a dat asigurări că va fi făcută o nouă lege privind, nu știu, ceva ce va înlocui recursul compensatoriu. Aveți în proiect așa ceva? Ne-ați putea preciza ce conține? Nu a ajuns la guvern un astfel de proiect de lege. Cu siguranță colegii noștri de la Ministerul Justiției au în vedere toate instrumentele la îndemână pentru a rezolva și problema cealaltă a supraaglomerării din închisori. Dar tot în programul de guvernare al acestui guvern, noi ne-am asumat că vom face toate demersurile pentru întărirea sistemului de probațiune și pentru o eliberare condiționată a infractorilor care au comis fapte cu violență, astfel încât să nu fie puse în pericol siguranța și viața cetățeanului. Ne-am putea aștepta la o nouă lege a recursului compensatoriu cu alte prevederi, cu mai puține zile? Deci nu aș putea să vă răspund la această întrebare în acest moment. Bună seara! Începând cu data de 15 decembrie, Romața este în pericol să nu mai poată să plătească salariile controlorilor de trafic aerian. Vreau să vă întreb dacă la nivelul guvernului s-a discutat această chestiune, dacă s-a gândit cineva la măsuri, dacă cineva a sesizat această situație? Da, am fost informați cu privire la situația Romața. Este o situație cunoscută, este o cauză cunoscută, aceea care a dus la această situație total nedorită, respectiv titlurile executorii puse de companiile și de frații Micula. Este o situație care vine din trecut și căutăm o soluție la această problemă. Dar până la acest moment ați discutat acest lucru? Când vom avea o soluție, o să vă prezentăm public. Și mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. Referitor la ceea ce a anunțat liderul deputaților UDMR, referitor la posibilă moțiune de cenzură pe care ar vrea să o susțină, dacă executivul se gândește fie la sumarea răspunderii pe alegerile anticipate, pe alegerile în două tururi, la alegerea primarilor în două tururi, sau dacă guvernul ia în considerare să dea o ordonanță de urgență pe tema asta. Care ar fi posibilitățile și care ar fi poziția referitor la anunțul liderului deputaților UDMR? Un răspuns la afirmațiile făcute de domnul parlamentar al UDMR, vom avea în situația în care vom fi în acea poziție de a avansa cu angajarea răspunderii sau o ordonanță de urgență pentru chestiunile ridicate. În momentul de față, guvernul a anunțat că își va asuma, că își va angaja răspunderea pentru problemele legate de actul de justiție, prorogarea unor termene, pentru transportul școlar, pentru legea plafoanelor și, de asemenea, pentru abrogarea prevederilor nocive din ordonanța 114. Acestea sunt deciziile luate în ceea ce privește calendarul legat de angajarea răspunderii guvernului. În momentul în care acest calendar se va modifica și va cuprinde și alte acte normative, vom comunica atunci. Dar excludeți varianta adoptării prin ordonanță de urgență? Eu nu am mandat să exclud nimic. Mulțumesc. Încă o precizare legată de acest subiect. Totuși sunt informații potrivit cărora liberalii vor să facă acest lucru, să-și angajeze răspunderea pentru alegerile anticipate și UDMR vă acuză că profitați de acest lucru pentru a declanșa alegerile anticipate. Cum răspundeți? Da, mă, noi suntem în situații ipotetice și aș prefera să răspund cu afirmații clare legate de situații de fapt discutate astăzi în ședința de guvern. Despre discuții, doamna Manoi, despre discuții politice legate de modul în care ar urma să acționeze guvernul, o să vă rog să-mi permite să vă răspund cu altă ocazie, în urma unor deliberări politice în interiorul Partidului Național Liberal, care să-mi permită să vă ofer răspunsurile la întrebarea dumneavoastră.
Dacă îmi permiteți, înțeleg că la Ministerul Muncii s-a finalizat elaborarea unui posibil proiect de lege prin care să se interzică pe viitor cumul pensiei cu salariul. Înțeleg că mai urmează o mică dezbatere internă la nivel de ministere. Dacă îmi puteți spune sub ce formă va fi adoptat acest proiect? Va fi proiect de lege trimis de către elaborat de guvern și trimis la Parlament sau vom avea o nouă angajare a răspunderii și pe această temă? Nu cunosc acest proiect și nu pot să vă răspund despre modalitatea de adoptare a unui proiect pe care nu-l cunosc. N-a fost deloc prezentat de către ministrul de resort, nu ca informare? Nu cunosc acest proiect, domnul Vulpe, v-am răspuns. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc mult pentru răbdare și o seară bună în continuare.